Gerald Simonis a câștigat primăria Moșnița Nouă. Acesta a intrat independent în cursa electorală și a reușit să câștige încrederea cetățenilor. Gerald Simonis a obținut un procent de 48,89%. Cu 4.000 de voturi, acesta a preluat administrația publică. Pentru următorii 4 ani, edilul și-a stabilit obiective clare. Printre acestea se numără reducerea cheltuielilor administrative și stoparea risipirii banului public, transparență, digitalizare, eficientizarea cheltuielilor, minim 50 de kilometri de asfalt în zonele noi, amenajarea parcurilor și zonelor verzi, piste de biciclete și trotuare, investiții în infrastructura sportivă și școlară, dar și multe alte proiecte care vor crește calitatea vieții pentru locuitorii din Moșnița Nouă.